Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. O seară extrem de specială, o seară cu prietena noastră deja de suflet, Georgiana Sâmbotin, astrolog. Georgiana, să știi că am foarte multe mesaje în care mă întreabă oamenii ce am făcut cu tine. Unde ești? Mă bucur tare mult că ești în seara asta cu noi și o să ne mai clarifici câte ceva din ceea ce pentru noi astăzi nu pare atât de clar. Asta vreau să încerc și astăzi vom discuta despre un subiect foarte interesant care pare dureros, dar de fapt nu este. Vom vorbi despre sacrificiu și vă propun să fiți deschiși și să vă reconsiderați tot ceea ce știți despre acest cuvânt și să vedeți că de fapt înseamnă altceva decât am fost obișnuiți până acum. Așa, am notat. Trecem la subiect. La emisiune acum, nu? Am făcut introducerea, acum trecem la emisiune. Așa, haideți să vă spun planul meu, cum am gândit. Mai întâi, discutăm puțin despre cuvântul acesta, sacrificiu. Facem și noi ca la școală să știm despre ce vorbim, ca să nu vorbim de lucruri diferite, că una zic eu, alta înțelegem în general și să știm că avem aceleași definiții. După care o să vorbim din astrograma fiecăruia unde e punctul care ne cere cel mai mare sacrificiu. Vedeți că ăsta e diferit de Chiron, acolo unde suferim cel mai mult și plângem cel mai mult. Aia e altceva. Da? Vom vorbi astăzi despre nodul sud. Noi am mai vorbit de nodurile lunare în diverse emisiuni, am vorbit de nodul nord, de destinul nostru, dar astăzi este emisiune specială despre nodul sud. Și o să vorbim despre nodul sud în toate zodiile. Bineînțeles că acum aveți încă un link unde puteți să vă calculați în baza datei voastre de naștere, să știți unde aveți nodul sud și imediat veniți și consultați. Vă propun să vedeți care este nodul sud și pentru cunoscuții voștri, prietenii voștri, familia voastră, ca să știți unde puteți să vă ajutați mai bine unul pe celălalt. Da? Tocmai ca să fiți într-o stare cât mai de armonie și personală și interpersonală. Așa. Și după aceea vom vorbi și despre sacrificiul pe care noi românii trebuie să-l facem, adică din astrograma României. Așa. Și la sfârșit de tot, da, avem prognoze pentru luna aprilie. O să vă spun prognozele, da? Dar trebuie să așteptați până la sfârșit, da? Bun, și acum, haideți să începem cu ceva foarte frumos. Am o ilustrație frumoasă pentru voi. Vom începe cu un copăcel, pentru că acesta explică cel mai bine relația dintre termenii nodul nord și nodul sud. Da? Nu sunt niște noduri, la propriu sau la figurat, mai degrabă definiția lor seamănă cu acest copăcel. Adică, nodul sud în astrograma oricărui om reprezintă rădăcinile persoanei. Da? Dacă noi suntem acest copăcel, nodul sud reprezintă toate calitățile, capacitățile noastre din viețile anterioare, reprezintă rădăcina noastră, cu ce ne naștem noi. Da? Adică atunci când ne naștem și în primii ani de viață, manifestăm anumite calități, manifestăm anumite comportamente. Unii sunt mai timizi, alții sunt mai extravertiți, unii se supără repede, unii mai încet. De ce oare? Nu? Păi, din cauza rădăcinilor. Fiecare avem rădăcinile din viețile anterioare. Da? Bun. După care, în timpul vieții, ar fi frumos din partea noastră dacă ne-am ocupat și de nodul nord, adică de destinul nostru personal. Și nodul nord, acum, cere puțin efort din partea noastră, apropo de sacrificiu. Da? Cere efort ca să creștem copăcelul, pentru că toată lumea vrea satisfacție în viață. Adică vrem să culegem roadele vieții noastre. Problema unde este? Păi problema este că roadele unde se află? Nu se află pe rădăcini, că nu sunt cartofi. Se află sus, pe copăcel. Și dacă noi nu am lucrat la destinul nostru, nu am dezvoltat nodul nord, nu am crescut copăcelul, rămânem foarte dezumflați și dezorientați. Și din cauza aceasta, acum vine partea de sacrificiu, noi trebuie să sacrificăm puțin ceea ce cunoaștem. Zona de confort din viețile anterioare, de ce? Ca să descoperim, să experimentăm lucruri noi, adică să creștem copăcelul, să mergem mai departe, să mergem în necunoscut și să experimentăm lucruri noi. Astfel,
Copăcelul nostru crește, se dezvoltă, creează ramuri noi, da? Experiențe noi, lucruri noi și automat acestea ne aduc și satisfacții. Bun. Și acum, nodul nord am spus că arată direcția noastră în viață, dar nu este ușor de realizat, nu pentru că e complicat de făcut, da? Ci pentru că ne scoate din zona de confort. Și mare atenție, zona de confort nu înseamnă că e zona în care ne simțim bine. Adică noi când zicem cuvântul confort, ne gândim așa, stăm într-o piscinuță caldă, cu un suc lângă noi, o melodie frumoasă, nu e zona de confort. Zona de confort este zona cu care suntem obișnuiți. Noi suntem obișnuiți toți să reacționăm într-un fel. Aia care sunt mai berbeci sunt obișnuiți să reacționeze virulent. Aia care sunt mai raci sunt obișnuiți așa să fie mai timizi, mai timorați poate. Da? Deci fiecare e obișnuit într-un fel. Numai că, dacă o să ne uităm în astrograma fiecăruia, vă garantez că destinul vă cere să faceți ceva nou, ceva ce n-ați făcut până acum. Poate că pentru un rac tipic, destinul poate să fie în berbec, să-i ceară să fie puțin mai extravertit, să fie mai dur, mai dintr-o bucată, să nu se mai sperie așa de ușor. Da? Poate că pentru un capricorn tipic, poate are nodul nord, nu știu, în rac și cere să învețe să fie mai emotiv, să-și exprime emoțiile, să învețe să fie mai generos cu propria viață personală. Deci, de-aia vă spun, dacă ne-am uitat în astrograma fiecăruia, să știți că niciunul din voi nu ar trebui să se plictisească în viață. Dacă vă plictisiți, înseamnă că nu faceți ceva bine. Da? Și cum știm că suntem în destin? În momentul în care lucrurile se întâmplă în viața noastră, în momentul în care este o curgere, când experimentăm situații de genul vai, de 5 ani nu-l întâlnesc pe păt frumos, sau vai, de 10 ani în viața mea nu se întâmplă nimic, sau simt că viața trece pe lângă mine, păi, da, nu e copăcelul crescut și atunci noi așteptăm roadele an de an, dar dacă copăcelul nu s-a dezvoltat, plantați și voi un copăcel și să vedeți ce se întâmplă. Roadele nu cresc imediat. După așa 5-6 ani, după ce s-a aclimatizat copăcelul, face ramuri, face frunzulițe, de-abia după aia. Deci e un travaliu. Da? Partea bună care este? La orice vârstă putem să ne apucăm să ne creștem copăcelul. Da? Dar ce trebuie să facem? Să facem un mic sacrificiu. Și acum haideți să vorbim despre cuvântul sacrificiu. În primul rând, vreau să vă invit, înainte să vă zic ce înseamnă cuvântul sacrificiu din DEX, să vă gândiți voi, personal, pentru fiecare din voi, ce înseamnă cuvântul sacrificiu și chiar vă rog să scrieți definiția în comentarii. Chiar mă interesează pe mine personal să văd noi românii ce înțelegem prin cuvântul sacrificiu. Da? Puteți să faceți o mică pauză, puneți emisiunea puțin pe pauză, vă gândiți un minut, scrieți și după aia reveniți. Iar între timp o voi întreba pe doamna Olga. Doamna Olga, ce înseamnă cuvântul sacrificiu? Ia să vedem, pentru dumneavoastră. Până să-mi dai tu acea explicație de la începutul emisiunii, eu m-am gândit la sacrificiu ca la o renunțare. La o renunțare a ceva cu care am fost obișnuită o perioadă de timp. Și am învățat că în viață, ca să câștigi ceva, trebuie să renunți la ceva. Niciodată nu poți... Există un troc. Niciodată nu câștigi, sau atunci când câștigi, cu siguranță în altă parte ai pierdut. De acord, dar acum vă întreb altceva. Cumva, atunci când sacrificăm, înseamnă că pierdem mai mult decât câștigăm? Nu neapărat. Dar pot exista și dăți în care sacrificăm și nu câștigăm nimic? Da, s-ar putea să sacrificăm ceva și să nu câștigăm ceva imediat. Dar pe termen lung există un câștig. De acord. Înseamnă că dumneavoastră aveți o definiție corectă a sacrificiului. Pentru că, dragii mei, noi toți ne gândim când zicem, aoleu, trebuie să sacrific din timpul meu, din banii mei. Ne gândim, trebuie să dau de la mine și nu-i mai văd înapoi. Adică am o pierdere. De-aia când noi auzim cuvântul sacrificiu, nu ne vine ușor să spunem acest cuvânt și nici să acționăm în baza acestui cuvânt. Da? Adică noi nu stăm să vorbim cu prietenii, vai dragă, stai să vezi ce sacrificii trebuie să fac săptămâna viitoare, de-abia aștept. Da?
Tot timpul are o conotație negativă. Totuși, să știți că dacă luăm definiția din DEX, din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, zice că sacrificiu înseamnă renunțarea voluntară, deci de bună voie, la un lucru scump, în folosul cuiva sau pentru realizarea unui scop. Adică, de fiecare dată dăm ceva, dar primim altceva la schimb. Și să știți că cuvântul, sinonimul potrivit pentru sacrificiu ar fi transformare sau transmutare. Transform ceva în altceva. Deci de aceea, și să știți că aceasta este definiția cu care vom lucra și vă invit și pe voi să lucrați de acum încolo, sacrificiu nu înseamnă dau ceva și pierd și o să mă doară și tot cu buza umflată rămân. Nu. Sacrificiu înseamnă că renunți la ceva cu care sunt obișnuit ca să fac ceva nou, care îmi va aduce mai mult câștig, pentru că întotdeauna trocul, acest schimb, să știți că da, ne aduce tot timpul avantaj. Fiți atenți, atunci când renunțați la ceva și nu primiți nimic în schimb, ăla nu este sacrificiu. Înseamnă că voi sunteți fraieri. Da? Deci, mare, mare atenție! Nu confundați sacrificiu, transformarea, transmutația cu pierderea. Ok? Sunt două lucruri complet diferite. Bun. Și acum, pentru că știm care este definiția sacrificiului, ce înseamnă ca noi să sacrificăm nodul sud? Nu înseamnă să ardem rădăcinile. Înseamnă să nu ne mai focusăm toată atenția pe rădăcini. Creștem copăcelul. Da? Ne ducem focusul pe a crește copăcelul. Și atunci cum facem? În viața noastră. Da, suntem obișnuiți cu anumite comportamente. Dar dacă vedem că nu ne aduc niciun beneficiu sau nu ne mai sunt valabile în momentul de față, de ce să nu le sacrificăm pentru a le înlocui cu alte obiceiuri noi nouțe și care sunt benefice pentru noi? Da? Deci despre asta este vorba. Sacrificiu, durerea sacrificiului vine din obișnuință. Și atunci nu vă mai speriați să eliminați niște lucruri din viața voastră doar pentru că sunt un loc foarte comod pentru voi. Asta este ideea numărul unu pe care vreau să vă transmit. Și știți care e problema cea mai mare? Că noi, marea majoritate din noi, suntem obișnuiți și ne-am făcut comozi cu răul din viața noastră. Adică să fim în relații toxice, dar ne-am obișnuit. Sau să stăm la un serviciu care nu ne convine, dar ne-am obișnuit. Cred că avem un proverb care este numai românesc, ăla cu rău, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Dar mai rău e fără rău. Da, scoteți-l pe acesta dacă vreți să vă fie de bine. Pentru că, de ce am ales să vorbesc despre sacrificiu în această emisiune? Păi, în primul rând că e Paștele și e cuvântul cheie pentru sărbătorile pascale și, în al doilea rând, pentru că lunile acestea care vin și ce s-a întâmplat și de la începutul anului până acum, pentru foarte multă lume, pentru majoritatea, a adus tracasări foarte mari, schimbări foarte mari, evenimente care au dat peste cap aproape totul și mă refer la vieți personale, nu mă refer doar la ce vedeți la televizor, că oricum acolo e science fiction deja ce vedem, adică alea nu mai sunt știri, nici nu pot să inventez așa ceva. Ok? Bun, deci această dare peste cap completă e din cauză că din punct de vedere astrologic, dar are o logică. Fix în lunile acestea, Saturn, da, adică pe 23 martie, Saturn a trecut din zodia Vărsător în zodia Pești. Adică, Saturn până acum a eliminat karmă din rezervorul numit zodia Vărsător. E, și acum, pentru că a schimbat și nu mai elimină din rezervorul acela, a schimbat și elimină din alt Vărsător, fix această schimbare, da, adică a trecut dintr-un rezervor într-altul, a făcut ca pe ultima sută de metri din rezervorul Vărsătorului să se întâmple o groază de lucruri, să se accelereze karma care trebuia eliminată de acolo, ca după aceea să facă trecerea la noua karmă care trebuie eliminată în viețile noastre, care ține de zodia Pești. Ei, și această schimbare, într-un fel, a dat cu virgulă la noi toți, pentru că ce n-am trăit în 2 ani de zile, am trăit în 3 luni, Și tot așa. Iar acum, în lunile acestea care vin, vine și
confuzia pentru că se schimbă modul de ardere a karmei. Acum ardem alt gen de karmă. Da? Și atunci, pentru că sunt niște luni destul de intense și de importante pentru toată lumea, adică nu subestimați evenimentele care se întâmplă în aceste luni, care mai sunt până în iunie. Da? Tratați-le cu seriozitate, fiți atenți la ce evenimente vi se întâmplă, că nu sunt orice fel de evenimente, sunt evenimente cum ar veni unul la, cum avem o dată la 10 ani sau la 20 de ani. Adică tratați lucrurile și din familiile voastre și de la serviciu, oportunitățile pe care le aveți, tratați-le cu atenție și dacă vi se cere o schimbare, vedeți că Universul vă cere o schimbare, faceți acea schimbare chiar dacă vă scoate din zona de confort, pentru că vă scoate de pe nodul sud ca să vă alinieze pe nodul nord, pe destin. Da? Chiar dacă e abruptă schimbarea respectivă, chiar dacă e ceva ce trebuia să faceți de câțiva ani și n-ați făcut, faceți acum un efort și faceți saltul, pentru că este în beneficiu vostru. Faceți acest sacrificiu pentru că e de bine, că nu sacrificați decât ce nu vă mai trebuie. Da? Pentru că și noi, de-a lungul vieții, da? Poate că mi-a folosit matematica în liceu, dar acum nu mai folosește. Nu mai stau să îmi ocup mintea cu ea, nu? Mintea garantat a șters niște informații și a așezat altele în loc. Da? Ce făceam în tinerețe, poate nu mai folosește acum ca obiceiuri. Adică încercați să vedeți și chiar vă încurajez, dacă vreți Paștele acesta să fie productiv pentru voi, faceți acest exercițiu al sacrificiului. Luați-vă și voi o oră, două deoparte, sacrificați acest timp pentru voi, luați-vă o hârtiuță, un caietel și scrieți ce comportamente, ce obiceiuri, inclusiv financiare, aveți acum și vedeți dacă vă folosesc sau nu. Ce poate ați rămas cu obiceiuri de câțiva ani și na, au rămas pur și simplu pe țeavă anumite lucruri. Vedeți ce trebuie schimbat, ce nu vă mai folosește, pentru că poate să fie și obiceiuri bune, dar nu vă mai folosesc acum. Da? Deci eu nu zic să faceți curățenie doar în lucrurile rele. Nu, faceți curățenie și în lucrurile bune, care nu vă mai sunt de folos în momentul de față. Ca să vă ușurați karma pe următoarele luni, că dă cu virgulă la toți de câteva luni. Da? E și o schimbare energetică foarte mare, un salt energetic foarte mare și cine nu ține pasul, cine nu își ușurează puțin această tranziție, are de tras mai mult. Și atunci, de ce să nu ne ușurăm decât să ne stresăm? Da? Despre asta este vorba. Bun. Încă o dată vreau să spun, sacrificiu. Întotdeauna dacă sacrificați ceva, trebuie să câștigați ceva, transmutați, cum se zice în alchimie. Schimb ceva în altceva. Da? Sacrific bani pentru o vacanță. Da? Am strâns bani, m-am dus în vacanță, dar am câștigat amintiri frumoase, am câștigat relaxare. Sacrific timpul ca să învăț pentru un examen. Da, dar după aia eu am diploma, după aia eu o să am o carieră bună și garantat mai mulți bănuți. Da? Sacrificăm din confortul nostru emoțional, de exemplu, ca să creștem un copil. E groaznic primii 2-3 ani din viața unui copil că nu mai e viață personală. Da? Trebuie să stai după el 24 de ore din 24 cu ochii ca pe butelie. Este sacrificiu, dar ulterior ar trebui să ai satisfacții. Deci, întotdeauna, sacrificiu aduce și un câștig. Despre asta vreau să vă zic, să vă repet până o să vă enervați pe mine, dar e important să vă rămână... La asta eu am ceva de comentat. Vă rog. Deci, pentru mine, am crește copilul n-a fost un sacrificiu. Eu l-am privit ca pe un privilegiu, să știi. Unii privesc ca pe un sacrificiu. Deci a fost probabil că și este, e mare, dar eu tot mic îl văd, cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Asta este frumos. Și așa ar fi bine să fie la toată lumea, dar din păcate la câte povești am auzit până acum. Și bune și rele. Ideea este că omul trebuie să facă copilul atunci când îi vine timpul și când îl dorește. Exact, și doar dacă îl dorește. Altfel mai bine nu faceți. Altfel probabil că va fi un sacrificiu. Sau mă rog, mai rău de tot. Nu, va fi o pierdere, nu va fi un sacrificiu. O pierdere, da. Nu, da. Copilul nu e niciodată o pierdere și îți dai seama asta mai târziu. Cât a fost de greu în tinerețe, îți dai seama mai târziu că nu e. E singurul lucru bun pe care îl faci pe lumea asta. Unul din. Ar trebui să fie unul din. Și acum, ca o mică paranteză, pentru că domnul Olga a spus acest lucru, dragi părinți sau viitor părinți, vă spun că în astrograma natală a copilului se vede momentul concepției.
Aceasta este un lucru pe care eu l-am descoperit și vă spun, se vede când copilul e făcut din dragoste, pentru că este o entitate echilibrată. Se vede dacă a fost făcut la beție, se vede dacă a fost făcut dintr-un viol, se vede dacă a fost făcut din ură. Deci, mare atenție, dacă vă doriți cu adevărat un copil, faceți un lucru bine până la capăt și fiți armonioși în momentul în care alegeți să concepeți acel copil. Să văd și copiii făcuți din neglijență. Totul se vede într-o astrogramă. Dar v-am spus, majoritatea astrogramelor proaste și a vieților distruse sunt din cauza că copilul nu a fost dorit. Sau a fost făcut la nimereală. Sau când amândoi părinții erau ori foarte nervoși, ori supărați unul pe celălalt, ori mai rău de atât. Ok? Da, și le-aș mai da și eu un sfat să le spună, să spună copiilor cât de mult îi iubesc, cât de des, și nu și-o iau în cap. Bineînțeles, bineînțeles, asta este cel mai important lucru. Care este iubit va fi un adult care va ști să iubească. Exact, și fix de asta avem nevoie cel mai mult în viața noastră, în momentul de față, persoane care să știe să iubească la modul cel mai sănătos. Mulți au această concepție, nu spune copilului că îl iubești, nu îl drăgăli, că o să-i crească cornițe. Nu. Nu. Una este să-i dezvolți dragostea, alta este să-i dezvolți egoismul. Dar un copil care este iubit sincer, niciodată nu va deveni egoist. Sigur că da. Niciodată. Egoismul apare ca și mecanism de apărare în momentul în care copilul este nesigur pe părinții lui. În momentul în care un copil se simte cu sinceritate iubit și susținut, nu va dezvolta o natură egoistă sau narcisistă. Asta apar doar din frici. Sau atunci când primește una caldă, una rece. Părintele acum mai spune că îl iubește, după care îl ignoră. Etică. Asta trebuie emisiunea separată. Dar revenim la sacrificiile noastre. Atenție, sacrificiile întotdeauna aduc beneficii. Dacă nu aduc, înseamnă că ați avut o pierdere, v-a fraierit cineva. Deci fiți atenți. Bun, și acum, concluzia la ce vreau să spun și ne ocupăm de nodul sud, da? Ceea ce trebuie noi să sacrificăm în această viață, tocmai ca să transformăm în altceva mult mai bun. Dacă schimbăm obiceiurile noastre vechi cu obiceiuri noi, garantat vom avea parte de evenimente noi, de locuri noi, lucruri noi, persoane noi în viața noastră. Este o vorbă care zice, dacă aștepți să obții un rezultat diferit făcând același lucru, înseamnă că ești nebun. Deci, haideți să nu mai fim nebuni și dacă doriți rezultate diferite pentru viața voastră, faceți ceva diferit ce n-ați mai făcut până acum. Uite, asta ar trebui să fie rezoluția voastră de Paște, că de Crăciun toată lumea ar fi mai bun, fie adevărat, mă duc la sală de pe 1 ianuarie, ora 7. Da? Și nimeni nu face chestia asta. Faceți acum de Paște. Schimbați acum, macazul este și primăvara, de fapt, acum ar trebui să fie schimbările bune pe care le facem. Da? După un post în care stăm să ne clătim puțin mintea, să ne clarificăm niște lucruri, să ne curățăm puțin. După aia v-aș invita să faceți câteva schimbări benefice. Se zice curățenie de primăvară. Da? Bun. Și țineți minte, am găsit zicala asta undeva, e un motto excepțional, care zice așa, diferența dintre un om de succes și unul care nu are succes, nu e inteligența sau banii, ci obiceiurile. Da? Bun. Deci, haideți să sacrificăm tot ce nu mai este necesar pentru obiceiuri noi și sănătoase în funcție de destinul fiecăruia. Bun, am terminat cu mare introducere, dar foarte, foarte, foarte importantă. Da? Și acum o să vă arăt, în primul rând, cum arată nodul nord în astrologie. De el am tot vorbit. Deci de nodul nord am tot vorbit. Sunteți doctori în nodul nord. Poate nu știați cum arată. Deci arată ca o potcoavă. Da? E foarte simplu. Nodul nord arată ca o potcoavă. Iar nodul sud e pe dos. E potcoava pe dos. Asta ca să știți și când o să vă calculați... dați click pe link, vă calculați nodul sud, o să vedeți că vă dă și nodul nord, că întotdeauna ăștia sunt împreună, da? Așa, și să știți să recunoașteți simbolul. Deci acesta este nodul sud, locul unde ar fi bine să facem cele mai mari sacrificii, tocmai pentru a avea cele mai mari beneficii. Și acum, începem să vorbim despre nodul sud pentru fiecare dintre voi. Așa, dat fiindcă v-ați calculat și știți unde aveți nodul sud, da?
Vorbim acum despre nodul sud în berbec. Cine are nodul sud în berbec, automat are nodul nord în balanță. Da? Așa, ele sunt întotdeauna în opoziție, adică dai de pe nodul sud, primești pe nodul nord. Ce trebuie cei cu nodul sud în berbec să sacrifice? Păi din ego. Cine are nodul sud în berbec, în primul rând e foarte bun de șef. Și garantat îi găsești în poziții de conducere, în poziții de leadership și fix asta nu trebuie să facă pe viața aceea. Nodul nord în balanță arată că trebuie să învățați lecția colaborării. Și asta înseamnă și să aveți răbdare cu ceilalți care sunt mai lenți decât voi. Cine are nodul sud în berbec e foarte nerăbdător. Da? Și are tendința să zică, aoleu, până stau după fundul celorlalți să se miște, mai bine fac eu. Da? De-aia și ajunge să facă aproape toate lucrurile singur. Din nou, nu-i de bine. Chiar dacă, dragi oameni cu nodul sud în berbec, chiar dacă voi, da, sunteți foarte capabili să conduceți, sunteți foarte capabili să fiți șef și sunteți foarte capabili să vă descurcați pe cont propriu, nu ăsta e scopul destinului vostru. Dacă o să continuați în acest comportament toată viața, să știți că veți ajunge foarte nefericiți și nu o să aveți satisfacție în viață. Da? O să rămâneți la rădăcini. Cu nodul sud în berbec, este bine să învățați să aveți puțin de tot răbdare cu cei din jur. Și da, chiar dacă puteți să faceți lucrul respectiv. De exemplu, doamnele, puteți să vă deschideți singură ușa, dar dacă vă deschide ușa un domn, sau puteți să cărați singure bagaje, dar dacă vi le cară un domn, care e problema? Adică, da, puteți să faceți acest lucru, dar de ce să-l faceți? Da? Există și alte moduri de a fi independent sau independentă și de a avea putere. Dar câteodată, pur și simplu, trebuie să descoperiți plăcerea de a-i lăsa pe alții să facă lucruri pentru voi. Pentru că balanța, totuși, este vorba de plăcerea de a fi cu ceilalți, plăcerea de a avea relații cu ceilalți și, inclusiv, de a face lucruri împreună cu ceilalți. Da? Deci, concluzia, cine are nodul sud în berbec, este bine să sacrifice din egoism. Asta e de sacrificat. Sacrificați din egoism, veți primi la schimb relații foarte bune, foarte calde și niște prietenii pe termen foarte, foarte lung. Da? Și întotdeauna veți fi înconjurați de oameni. Dacă aveți nodul sud în berbec și sunteți lupul singuratic, vedeți că e ceva ce nu faceți bine. Da? Asta ca să știți. Bun. Trecem la următorul nodul sud în Taur. Cine are nodul sud în Taur, garantat, are nodul nord, adică destinul, în Scorpion. Cei care au nodul sud în Taur, ce au făcut data trecută? Pentru că, așa, asta uitasem să spun, nodul sud arată ce am făcut în viața anterioară. Adică cu ce suntem obișnuiți. Și de aici vin și informațiile karmice. Și acum, paranteză pentru nodul nord în berbec, ce am avut mai devreme. Nodul sud în berbec arată că data trecută, cine are nodul sud în berbec a fost șef. A fost în poziție de conducere și de cele mai multe ori a fost bărbat. Vă garantez, pentru că fie doamnele sau domnii care au nodul sud în berbec, toți se comportă ca masculul alfa. Punct. Nu sunt obișnuiți cu energia feminină, să manifeste energie feminină. De aceea, doamnele care aveți nodul nord în balanță, da? Și nodul sud în berbec, este bine să vă dați voie să nu să fiți mai vulnerabile, să fiți mai deschise și să lucrați pentru exprimarea feminității. Să nu o priviți ca pe o vulnerabilitate, ci ca o putere, că da, totuși feminitatea îți aduce și multe avantaje. De ce să cari tu când poate să care domnul? De ce să plătești tu când poate să plătească domnul? Din dragoste, bineînțeles. Nu? De ce nu? Sunt cadouri. Vedeți că balanțele învață să primească cadouri. Da? Așa. Acum, cine a fost cel care are nodul sud în Taur în viața anterioară? Păi garantat a fost un bogătan. Cineva care a avut bănuți. Bănuți, bunuri, pământuri, bunuri materiale în general. Deci este cineva care și în viața aceasta știe să fie foarte organizat, ordonat, cu bunurile materiale, știe să facă bănuți, e ideal din punct de vedere material financiar. Da? Și, bineînțeles, iubește lucrurile bune ale vieții. Mâncărica bună, confortul, tot ce ține de partea asta materialistă, da? a confortului materialist.
Da? Bineînțeles că o să vrea să aibă o casă bună, să aibă relații pe termen lung și fix asta nu îi se întâmplă. Da? Cei cu nodul sud în taur trebuie să sacrificați nevoia ca lucrurile să rămână la fel timp de 150 de ani. Pentru că nodul nord este în scorpion. Și scorpionul vine cu schimbări bruște, radicale, și majoritatea persoanelor care vin la mine și au nodul nord în scorpion și nodul sud în taur, zic, vai de mine dacă ați ști ce viață tumultoasă am avut. Și eu zic, da, știu și stați să vedeți ce o să mai fie de acum încolo. Dacă, atenție, dacă, pentru că se oprește la un moment dat acest tumult, dacă nu vă învățați să fiți flexibili. Taurul nu e flexibil. Dacă observați, am mai dat exemplu ăsta, mergi cu mașina pe un drum de țară și ai niște văcuțe în față și tu le claxonezi. Nu se vor da de pe stradă, da? Pentru că taurul nu se mișcă. Da? El încet și sigur se mișcă, doar când se convinge că toate lucrurile sunt în ordine și schimbarea pe care o face este în beneficiu lui material. Adică îi oferă o continuitate, atât în relații, cât și în partea materială. Deci, cei cu nodul sud în taur, e bine să sacrifice confortul material și financiar pentru a-și da voie să trăiască experiențe noi. De obicei, cine are nodul sud în taur, dacă se ține cu dinții prea mult de ceea ce are și nu-i mai este necesar, de obicei universul vine și îl ia. Și ori pierde banii respectivi, bunurile respective, relațiile respective. Și după asta și plânge foarte mult și nu înțelege de ce. Pentru că au expirat. Au expirat termenul de valabilitate. Nu mai sunt bune. Trebuie altceva nou. Da? Bun. Așa. Trecem la nodul sud în Gemeni. Ăsta e un destin interesant. Cine are nodul sud în Gemeni, are nodul nord în Săgetător. Și să știți că la propriu am întâlnit majoritatea lumii care are acest aspect, călătoresc foarte mult prin lume. Îi găsești prin țări străine. Și asta este de bine, că înseamnă că își fac destinul. Cine are nodul sud în Gemeni, are tendința să rămână în orășelul, în sătucul, în comuna în care s-a născut, să se căsătorească cu un verișor mai îndepărtat, cu colegul din școala generală de la grădiniță și cam atâta. Da, să rămână într-un mediu foarte mic informațional. Asta arată, da, ce ați făcut data trecută. Ce persoana cu nodul sud în Gemeni, data trecută asta a făcut. A stat în sătuc, s-a căsătorit de pe la 15 ani, habar n-am. Pe la 17 ani a făcut copii și gata, asta este toată viața. Adică nu a ieșit din conjunctura asta foarte mică. A, cum ar fi orașele de 15 minute? Ăsta ar fi nodul sud în Gemeni. Da? Adică n-a ieșit de acolo. Da? N-a ieșit. Nici n-a dat cu piatra după graniță să vadă ce e. E, și de aceea, cei cu nodul sud în Gemeni, ce aveți de sacrificat? Păi, să vă faceți curaj să vizitați alte orașe, alte culturi și să vă faceți prieteni cât mai străini posibil, din alte orașe, din alte țări. Inclusiv să învățați o limbă străină. Și cel mai important, să cercetați. Cei care au nodul sub în Gemeni nu prea le place să învețe. Adică să cerceteze, să pună burta pe carte, cum se spune. Asta nu are nimic de a face cu inteligența, atenție. Pur și simplu nu le plac informațiile noi sau diferite de ceea ce știu. Da? Deci aici este bine să sacrificați confortul informațional și să vă deschideți, să auziți și alte păreri, să auziți și alte idei, să vedeți cum alții fac lucrurile, da? Deci să fiți deschiși și informațional, pentru că o să vedeți că o să câștigați mare satisfacție când o să observați că lucrurile se fac și altfel, nu neapărat cum le faceți voi, dar nu-i de rău, da? Așa. Trecem la nodul sud în rac. Mulți copii născuți după 2000, mă rog, că odată la 12 ani nodurile lunare se mișcă, dar zic, am avut de-a face multe astrograme pentru copilași care au nodul sud în rac și nodul nord în capricorn. E, fix generația asta au de învățat să nu se mai bazeze pe mama și pe tata și să
să fie cât mai pe propriile picioare. Și într-un mod foarte ciudat, fix asta nu se întâmplă, adică sunt foarte cocoloșiți de familie. Din nou, este o manifestare a nodului sud. De ce? Să vă mai zic încă o șmecherie. Nodul sud funcționează și ca o ispită pentru noi. Adică da, sunt rădăcinile noastre, dar tocmai pentru că e zona confortabilă, Universul câteodată ne dă un bonus pe această zonă confortabilă, tocmai ca să ne zică, lasă, stai aici, nu te duce mai departe, că de ce să te duci? Că e așa, e greu, e urât afară, uite, de ce să te duci până la magazin? Lasă, uite, aici am frigider deja, nu-ți mai trebuie. Da? Și atunci, de-aia noi trebuie să fim atenți la manifestarea nodului sud în viața noastră ca să știm pe unde e ispita. Pentru că mulți din noi, să știți că nimeni nu este în destin din prima, nu intră în destin din prima. Unii nu intră în destin nici toată viața, da, din păcate. Dar, zic, pentru noi cei care facem sforțări să intrăm în destin și cu la urmă reușim să intrăm în destin, nu se întâmplă din prima. De multe ori confundăm zona de confort cu idealul. Da? Și nu facem sacrificiul necesar. Sau ne-am dus pe nodul nord, vedem că e bine acolo, e nou-nouț totul, așa ca o locuință nouă, e nou-nouț totul, dar, cum spune, tot parcă mai bine era acasă. Nu? Cum te muți de la părinți. Da? Adică și avem tendința să ne reîntoarcem pe nodul sud. E bine să sacrificăm puțin nodul sud, tocmai ca să creștem nodul nord. Și acum, cine are nodul sud în rac? E codependent. Are tendința tot timpul să depindă mai ales emoțional de ceilalți și să fie foarte conectat și foarte legat de familia de bază, adică mama, tata. Asta ce arată? În viața anterioară, persoana ce a făcut? Păi a fost o mămică. A fost o persoană casnică, de obicei a fost femeie, da? Și a ținut căminul. A fost inima căminului, cum e mama de obicei. Sau s-a ocupat doar de propriile rude și la fel, nu a ieșit în afara căminului. Ei, și acum persoana trebuie să sacrifice această dorință compulsivă de a fi doar în cămin și să-și construiască o carieră. Adică să se ducă să cunoască oameni din afara casei, să lucreze în afara casei și să-și facă un nume printre străini. Pentru că Capricornul înseamnă că ieși din familia de bază, te duci cu străinii, te duci să-ți cauți, că până la urmă știți și noi, la serviciu, ai familia noastră de la serviciu. Oamenii cu care lucrezi 10 ani zi de zi, ia familia ta. Nu sunt neapărat prietenii tăi, atenție, da? Că și familia noastră. Noi nu suntem neapărat prieteni cu familia noastră, doar că e familia noastră și nu putem scăpa de ea, că e familia, nu? La fel și cu cei de la serviciu. Poate nu sunt prietenii voștri, nu sunte, dar sunteți acolo 8 ore pe zi cu acei oameni. Devin ca și familia voastră. Da? Deci, cei cu nodul sud în rac trebuie să descopere o nouă familie făcută din străini la locul de muncă. Poate să fie de multe ori mult mai apropiată, pentru că, vezi, familia ți-o dă Dumnezeu, cealaltă ți-o alegi. Așa este. Dar în cazul de față, cu nodul sud în rac, majoritatea persoanelor au parte chiar de o familie foarte bună sau de o mamă mai atașată decât ar trebui și simt nevoia, aolo, stai că nu o părăsesc pe mama, stai că nu mă mut în alt oraș pentru slujba de vis pe care o vreau pentru ca să nu-mi părăsesc familia. Da? Adică întotdeauna încearcă să folosească familia ca și scuză pentru a nu trece mai departe. Deci aici, cei cu nodul sub în rac, e adevărat, e semn de apă, da, este greu pentru că sacrificiul se simte la nivelul cel mai profund la semnele de apă, pentru că acestea simt cel mai mult. Totuși vă încurajez, dragi concetățeni cu nodul sud în rac, să dați o șansă carierei voastre și dezvoltării voastre în afara casei și să sacrificați confortul. Inclusiv să vă mutați dintr-o parte într-alta în funcție de serviciul pe care îl aveți. Bineînțeles că această indicație ține și de casa în care cade nodul sud, casa în care cade nodul nord, ce aspecte mai sunt acolo, dar eu vă zic aici, la general, încerc să vă dau niște linii directoare pentru că, ca să puteți, să vedeți pentru viața voastră ce se aplică, fără o analiză aprofundată. Da? Să aveți cât mai multe elemente. Bun. Trecem la nodul sud în leu. Cine are nodul sud în leu, garantat este șef director pe undeva. Da? Deci nodul sud în berbec, nodul sud în leu, sunt șefii voștri, garantat. Da? Pe
pentru că leu trebuie să iasă în față, leu este liderul, trebuie să fie șef pe undeva. Și asta a fost și data trecută. La fel, în viața anterioară, cei care aveți nodul sud în leu, ați fost șefi, ați fost formatori de opinie, ați fost persoane publice, da? Adică toți ochii erau pe voi. Și acum, dacă cumva lumea nu se uită la voi, o luați personal. Adică cei cu nodul sud în leu simt nevoia foarte mare de expunere. Și dacă, v-am zis, lumea nu se uită la voi, neapărat trebuie să prelați atenția. Nu e neapărat un lucru rău, dar să nu uitați care este scopul, care e destinul pe această viață. Pe această viață destinul e nodul nord învărsător, adică să învățați să vă integrați în grupuri, la fel cum are și nodul sud în berbec de făcut, să învețe lecția comunicării cu ceilalți, armonizării cu ceilalți. Și voi, este bine să lăsați din orgoliu și din nevoia de atenție, mai ales vizuală, să fie toți ochii pe voi, și să începeți să vă gândiți la cei din jurul vostru. Ce au nevoie? Cu ce pot să-i ajut? Ce pot să fac să fie mai fericiți? Pentru că, da, atunci veți primi recunoașterea necesară, dar datorită faptului că i-ați ajutat pe ceilalți, nu din cauza că sunteți voi fabuloși și vă puneți poze pe Instagram. Da? Deci, aici sacrificiul este orgoliu. Sacrificați orgoliu, câștigați prietenii. Prietenii foarte frumoase. Dacă vreți, din nou. Da, e greu cu nodul sud în leu, adică nu... Dar ar fi bine dacă ați putea face acest sacrificiu. Chiar câștigați popularitate mai mare ca și vărsător, ca nodul nord în vărsător. Da? Vă reamintesc, leul este liderul formal, cel care se pune pe tron și zice, negrișor de pe plantație, ascultați-mă pe mine, pentru că eu sunt șeful, ca așa am zis eu. Iar vărsătorul, el la care zice, hai să facem, hai să dregem, uite că am o idee, ce zice și voi, și toată lumea lucrează în echipă și la sfârșit lumea zice, păi, te, fără tine nu ne-am fi putut descurca, tu ne-ai ajutat. Și atunci asta este liderul informal, adică primește recunoaștere, nu pentru că s-a pus pe el pe primul loc, ci s-a gândit, măi, cum să fac să fie la toată lumea bine. Și a acționat, da? Și a și ghidat pe ceilalți, dar nu pentru interes propriu. Bun. Trecem la nodul sud în fecioară. Fecioara și peștii sunt dificili. N-am nimic cu aceste două zodii, dar cine are destinul legat de aceste două zodii, de fecioară și de pești, are de tras foarte mult, pentru că ori este incredibil de atent la detalii, ori este complet paralel cu viața. Și atunci de-aia ai de suferit. Da? Pentru că dacă ai nodul sud în fecioară, atunci ai tendința să supraanalizezi totul și de fiecare dată ajungi la aceeași concluzie, că totul e groaznic, da? Pentru că supraanalizezi. Și până și lucrurile frumoase, dacă le supraanalizezi, își pierd frumusețea. Da? Și atunci de-aia cei care au nodul sud în fecioară au tendința să fie tot timpul nervoși, stresați, obosiți, pentru că mintea lor merge în continuu, în continuu, în continuu. Ce ați fost într-o viață anterioară? Aici sunt mai multe variante. În primul rând, cine are nodul sud în fecioară a muncit foarte, foarte mult în viața anterioară. Adică a muncit de s-a spetit. Adică pe brânci. Da? Nu a avut odihnă. Niciodată. De aceea aveți nodul nord în pești. Adică trebuie să învățați să vă odihniți, să aveți o viață cât mai relaxată și de foarte multe ori să știți că apare posibilitatea veniturilor pasive. Tocmai pentru că universul nu vrea să vă dea la cap în continuare, ci vrea să vă ușureze viața. Deci cei care au nodul sud în fecioară și nodul nord în pești, să știți că voi ați venit viața aceasta să vă odihniți, să stați pe băncuță în parc, să vă relaxați și să munciți cât mai puțin, adică la serviciu, să munciți cât mai puțin. De obicei se întâmplă fix pe dos. Cine are nodul sud în fecioară are tendința să muncească foarte mult, să fie plătit foarte prost, cât timp nu-și dă seama că trebuie să facă fix pe dos. Și să nu săriți și să ziceți, sau apoi, dar ce, cine poate să aibă venituri pasive? Cei cu nodul sud în fecioară și nodul nord în pești. V-am spus, în majoritatea cazurilor pe care le-am întâlnit, persoanele care au intrat în destin, adică sunt pe nodul nord în pești, au parte de venituri pasive. Ori au închiriat o garsonieră sau un apartament, ori au reușit să... le-au venit niște idei, au făcut niște speculații financiare și reușesc să aibă un venit pasiv. Deci să știți că universul creează soluții pentru ca cei cu nodul sud în fecioară să se odihnească. Da?
Deci, ce trebuie să sacrifice cei cu nodul sub în fecioară? Să sacrifice stresul. Să sacrifice stresul și nevoia de a umple fiecare secundă din viață cu activitate. Nu contează dacă e bună, dacă era fecioara, trebuie să se miște non-stop, ca o furnicuță. Da? Să sacrifice tendința de a fi furnicuță non-stop, non-stop să lucreze pentru o viață mai liniștită, în care să se bucure și de lucrurile frumoase ale vieții. Da? Pentru că peștii, totuși, se bucură de partea spirituală și, cel mai important, se reconectează la scânteia divină. Vedeți că cine are nodul sub în fecioară și-a pierdut conexiunea cu scânteia divină din interior. Pentru că de-aia văd doar planul material și se gândesc că este numai muncă, 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 muncă și doar ceea ce se vede. Și noi știm că totul e mai mult de atât. Nu e doar ce vedem. Da? Bun. Acum trecem la nodul sud în balanță. Am foarte multe doamne cu nodul sud în balanță și nodul nord în berbec. Adică, cine are nodul sud în balanță, știți ce trebuie să sacrifice? Generozitatea. Nu mai fiți generoși. Terminați, închideți portofelul, puneți lacăt la portofel. Da? Puneți lacăt la ușă, să nu mai intre oricine. Puneți lacăt la inima voastră, să nu mai fiți generoși pentru oricine. De ce? Pentru că cine are nodul sud în balanță, în viața anterioară, a fost pâinea lui Dumnezeu cu ceilalți. A fost foarte bun, a trăit pentru a încuraja pe ceilalți, pentru a avea grijă de ceilalți, ca să-și realizeze propriile idealuri. Și ghiciți ce? N-a făcut nimica pentru propria persoană. Asta se poate traduce și sub forma unei mame, care, bineînțeles, a investit în soț, în copii și pe ea nu s-a văzut aproape niciodată. Și dacă o scoți din familie, nu știe cine este sau ce dorește. Acest tip are tendință să se întâmple și în viața aceasta. Da? Problema este că viața aceasta, dacă încercați să fiți buni, să încurajați pe ceilalți și să faceți totul perfect pentru ceilalți, tot voi o să cădeți de vină. Da? Tot oalele o să spargă tot în capul vostru. Tot voi o să fiți de vină că n-ați făcut îndeajuns, deși faceți 150% pentru ceilalți. Da? Sau niciodată idealurile voastre nu vor fi împlinite. Da? Iar lucrurile bune făcute de voi vor fi trecute cu vederea. Pentru că în viața aceasta trebuie să învățați să fiți egoiști. Da? Deci să știți, asta e un lucru pe care tot o repet, nu pentru orice destin e bună generozitatea. Pentru nodul sub în balanță, generozitatea este fatală. Da? Deci știți, noi am fost învățați de mama, tata, de biserică, e bine să fii generos și să întorci cealaltă obraz. Da, dacă ai nodul sud în berbec și nodul nord în balanță. Da, așa este, dar doar acolo. Aici, dacă întoarce și cealaltă obraz, întoarce și portofelul și toată viața și nu mai ajungeți niciunde decât într-o spirală de-asta descendentă, care nu vă duce niciunde bun. Deci, cei cu nodul sud în balanță trebuie să sacrifice generozitatea pentru un egoism sănătos. Ce înseamnă egoism sănătos? Echilibru între dorințele mele și dorințele celorlalți. Trebuie să învățați să vă prioritizați. Mai întâi faceți lucrurile pentru voi și după aia nu aveți decât să aveți grijă de ceilalți. Dar puneți-vă pe voi pe primul loc. Și să vedeți că lucrurile se schimbă foarte bine pentru viața voastră. Da? Nu mai repetați viețile anterioare, că deja l-ați trăit. Da? De-aia, și acum fac o paranteză, de ce e bine să trăim și altceva? Nodul sud ne arată ceva ce am trăit deja. Deja cunoașteți lucrul ăsta. Da? E ca și cum deja ați văzut filmul ăsta. De ce să-l mai vedeți încă o dată când puteți să vedeți un film nou? Nu? Deja știți. Și universul nu prea se repetă. Îi place variația, îi place noutatea. Da? Dacă tot trăim viața asta, de ce să o trăim în repetiție? Haideți să ne distrăm și cu ceva nou. Pentru că universul răsplătește noul. În momentul în care facem saltul de curaj, să intrăm în destin, să creștem copăcelul, atunci vin și roadele. Deci vă încurajez. Asta valabil pentru absolut orice zodie, absolut orice destin. Da? Bun. Așa, am terminat cu balanța. Acum trecem la scorpionaj. Cine are nodul sud în scorpion, garantat are nodul nord în taur. Și cei cu nodul sud în scorpion trebuie să învețe să fie mai puțin posesivi din punct de vedere emoțional. Și cei cu nodul sud în scorpion, garantat au avut vieți foarte intense, viețile anterioare. Și acum, din nou, trebuie să vină să se așeze pe băncuță în parc și să-și tragă sufletul puțin în lumea materială. Adică, cei care au nodul sud în scorpion, nici nu prea dau doi bani pe bani.
Zic, o mentalitate de genul, nu mă interesează lumea materială, ci important sunt relațiile și spiritualitatea. Da, de acord, dar mai trebuie să mănânci, mai trebuie să plătești chiria. Ok? E, și cei care au nodusul de scorpion, de obicei au și calități psihice sau paranormale dezvoltate. Adică sunt persoane care au avut activitate spirituală destul de intensă în viețile anterioare. Iar acum, universul nu zic că râde de ei. Nu că nu-i frumos, dar universul are umor negru. Acum le dă o lecție pur materială să învață să facă bani. Pentru că nodul nord în taur înseamnă trebuie să înveți să faci bani, să te întreții în această lume materială, să-ți iei o căsuță, să-ți iei o mașină, să fii sigur pe tine din punct de vedere material. Și să știți, ca o regulă, ce am observat, majoritatea persoanelor, din nou, cu capacități spirituale foarte mari, au de învățat lecții perfect materiale. Și invers, cei care au fost foarte legați de planul material, financiar, viețile anterioare, acum au lecții cu conotație emoțională, psihoemoțională și spirituală. Deci, ca să știți, da? Dacă cumva sunteți foarte dezvoltați spiritual, de obicei nu o să aveți o lecție spirituală pe această viață. Veți avea lecție cum să gestionezi banii, cum să-ți cumperi o căsuță, cum să întreții pe alții din veniturile tale financiare. Da? Deci, ca să știți, să nu fiți șocați când vă calculați nodul nord și nodul sud și vă supărați că nu arată atât de spiritual cât v-ați așteptat. Ca să știți de ce. Da? Trebuie să vă împământați. Pentru că persoanele cu capacități spirituale au tendința să nu fie împământați. Și atunci se produce un mare dezechilibru pentru că în fantezia lor spiritualitatea arată într-un fel, dar în realitate arată în alt fel. Și încă un lucru, ca să nu vă supărați cei care căutați rezolvări spirituale la toate lucrurile. Câteodată, da, trebuie să lucrăm și din afară spre înăuntru. Că noi suntem obișnuiți, trebuie să mă schimb, să lucrez eu cu mine. Și faci munca de interior. Corect, foarte bine, o faci până la un anumit moment, când nu se mai poate, că te blochezi. Și atunci ce faci? Lucrezi din afară spre interior. Adică, materia. Ce e materia? Materia este oglinda noastră. Dacă tu ai o viață spirituală corectă și practici spirituale corecte, asta trebuie să vadă în jurul tău. Adică să ai o căsuță frumoasă, persoane frumoase în jurul tău, să fii echilibrat financiar, dar nu zic să fii bogat, dar să ai ce trebuie, cât îți trebuie. Și tu să arăți bine, adică și corpul fizic să arate într-un fel. În momentul în care practica spirituală este incorrectă, se vede în afară. Deci nu vă mai supărați pe materie, că vă bate Dumnezeu, nu vă supărați că n-aveți bani sau alte lucruri. Vedeți că aceea este o oglindă. Vă arată ceva din interiorul vostru care nu este rezolvat. Și atunci, pentru cei care au nodul nord nodul sud în scorpion, revin, da? Nu vă mai supărați că materia nu reacționează la voi, pentru că ați uitat să o folosiți. Da? Și ați uitat că este oglinda voastră și atunci trebuie să lucrați din afară înspre înăuntru. Adică, găsiți-vă un serviciu bun, faceți-vă un echilibru financiar, învățați să vă gestionați banii corect. Asta înseamnă lucru din afară spre înăuntru. Pentru că atunci o să corectați și înăuntru vostru anumite lucruri. Da? Nu se poate să ai o oglindire incorrectă. Da? Adică dacă tu lucrezi pe partea financiară și începi bănuții să funcționeze, înseamnă că și tu ai făcut o schimbare în interiorul tău. Da? Deci, din nou, se lucrează în două feluri, și dinăuntru spre afară și din afară spre înăuntru. Țineți minte acest lucru. Bun. Deci nodul sud în scorpion, care oricum este obișnuit cu sacrificiu. Sacrificiu este numele mic al scorpionului, da? Dacă vreți să-i dați așa un nickname. Așa, sacrificiu scorpionului este să sacrifice tendința de a se sacrifica și să încerce să aibă o viață cât mai pământeană. Așa, am zis-o corect. Bun, am zis cel mai corect acum. Trecem la nodul sud în săgetător. Cei care au nodul sud în săgetător, garantat au nodul nord în gemeni. Și asta înseamnă că pot să fie puțin cam nepractici. Adică sunt foarte buni vorbitori, sunt foarte bun să-și exprime opiniile, dar sunt nepractici. Și cum se zice, multă vorbă, puține fapte. Sau multă teorie, puțină practică. Da? Și atunci, cei care au nodul sud în săgetător, la fel,
Garantat sunt buni de învățători spirituali. Garantat, viața trecută a avut o activitate care a avut legătura ori cu biserica, adică au lucrat, ori au fost preoți, au lucrat în partea asta religioasă, ori au avut legătură cu străinii, să fie ambasadori, să fie cei care au lucrat în străinătate sau cu străinătatea. Adică au fost foarte, foarte, foarte departe sau pur și simplu au fost nerealiști. Au fost vizionari, nerealiști și, cum spune, ideile lor nu au putut fi puse în practică, atât în familie, la veșnicii visători, ca să zicem așa. Iar acum, cine are nodul nord în gemeni, trebuie să învețe să explice foarte clar. Și de obicei, să știți că acest destin este pe comunicare și multă lume pe care am întâlnit cu această axă nodală trebuie să lucreze ori în mass media, ori în comunicare, ori ajung să scrie cărți, ori au treabă cu publicul. Trebuie tot timpul să vorbească, să comunice. Sau sunt profesori. Da? Deci, cine are nodul sud în săgetător, trebuie să sacrifice tendința și plăcerea de a vorbi cât mai elevat și în termeni cât mai pompoși și de a întreține idei cât mai iluzorii și să învețe să, cum se zice, să vorbească ca pentru proști. Adică, în momentul în care voi reușiți să explicați unui copil de 5 ani ceea ce ați vrut să spuneți și ăla să înțeleagă, înseamnă că vă faceți destinul nodul nord în gemeni. De obicei, persoanele cu nodul sud în săgetător au foarte multe informații acumulate din viețile anterioare, sunt biblioteci ambulante. Da? Că de aceea au tendința și acum să acumuleze foarte multe informații și să nu facă nimic cu informația respectivă. Da? Uitați, am cunoscut două cazuri în care un domn, profesor universitar, foarte, foarte, foarte bine cotat de la noi, era profesor de 7 materii, da, la 3 facultăți diferite, pentru că încă acumula informație și nu dădea îndeajuns de multă informație, avea o problemă foarte bizară, ciudată, legată de mâini, mai ales de mâna stângă. Știți, noi cu mâna stângă luăm, cu mâna dreaptă dăm. Avea o degenerare care de la an la an se făcea și mai vizibilă și mai rar pe mâna stângă, pentru că el citea și acumula mai multă informație decât dădea. Să știți că asta este și cu cei care au fost hoți în viețe anterioare, câteodată le dispare mâna stângă. Am întâlnit situație. Da? Deci, ca să știți, cine a furat prea mult are probleme pe mâna stângă. Cine a dat prea mult are probleme cu mâna dreaptă. Câteodată până și fizicul nostru ne oprește din a face fizic anumite acțiuni. Da? Ori să dăm, ori să luăm. Dacă cumva am făcut excese prea mari în viețile anterioare. Dar revenim pe planeta Pământ. Așa, cei cu nodul sud însăgetător e bine să sacrifice din seta lor de cunoaștere și să investească mai mult în a instrui pe ceilalți. Adică să stați de vorbă. Da? Decât să stați să citiți despre spiritualitate la infinit, ia duceți-vă și socializați-vă cu vecinii, cu prietenii din copilărie care nu sunt interesați de așa ceva și începeți să le explicați. Da? Cine are nodul sub săgetător tot timpul este supărat, domnule, nimeni nu mă înțelege. Păi da, explică-le. De ești pus acolo, de ești pus în anturajul respectiv. Pentru ca să le aduci informație, să le fii profesor, să le explici. Normal că nu te înțeleg. Trebuie să-i aduci la nivelul tău informațional. Da? Așa. Capricornul. Ei, cine are nodul sud în Capricorn, are nodul nord în Rac. Cine are nodul sud în Capricorn, la fel. A avut treabă cu lumea materială. A fost un supervisor, un manager de moșie, a avut, foarte multe responsabilități pe cap, sau a fost un funcționar public, dar cu o funcție destul de importantă încât să ia din timpul de familie. Cine are nodul sud în Capricorn, viața trecută a prioritizat viața socioprofesională și nu s-a ocupat de familie, a fost, cum se zice, tatăl absent. Și fix asta are tendința persoana să facă și în viața aceasta, indiferent dacă este femeie sau este bărbat. Are tendința să absenteze de acasă, să fie mama absentă. Adică chiar dacă au familie, chiar dacă au copii, nu prea stau pe acasă. Casa lor e la serviciu, pentru că acolo se simt ei bine.
Și ce trebuie să învețe viața aceasta? Din nodul nord în rac. Adică să fie mai calzi, să-și dea voie să și simtă emoții. Nu să ia totul pragmatic. Să zică, păi dacă n-am nevoie urgentă, înseamnă că n-am nevoie de lucrul respectiv. Da? Câteodată nu ai nevoie să stai la o cafea cu mama sau cu sora. Dar e plăcut. Da? Deci, cei care au nodul sud în Capricorn, este bine să renunțe la dorința lor de a avea recunoaștere din viața profesională și să investească, să aibă recunoaștere din partea celor pe care îi numesc familie. Atât familia mama, tata, frat, surori, cât și familia nouă, făcută cu soțul, cu copiii. Pentru că altfel nu veți fi satisfăcuți. Am persoane care au nodul sud în Capricorn, nodul nord în rac, garantat, sunt șef, sunt director, sunt cu afacerea proprie. Și să știți că nu sunt fericiți. Pentru că au ca destin nodul nord în rac. Să aibă recunoașterea sufletească și conexiunea sufletească cu cei din familie. Da? Cu cei mai apropiați. Așa că cei cu nodul sud în Capricorn, sacrificați străinii pentru cei apropiați. Așa, nodul sud în Vărsător. Cine are nodul sud în Vărsător, are nodul nord în Leu. Și trebuie să învețe să-și asume responsabilitatea. Cine are nodul sud în Vărsător, data trecută a fost un spirit foarte liber. Garantat a trăit prin afara sistemului sau era nebunul satului. Unul din astea două. Nu însemna neapărat că era nebun, ci faptul că avea un stil de viață foarte atipic. Poate a fost o doamnă care nu s-a căsătorit niciodată. Atipic, da? Sau poate a fost un domn care inventa lucruri. Atipic. Aoleu, vrăjitorul. Da? Deci, cei cu nodul sud în Vărsător au fost oaia neagră data trecută. Și, mă rog, nu le-a păsat. Că Vărsătorul zice, da, e părerea ta. Eu tot îmi văd de treabă. Problema care este? Că în viața aceasta au tendința să nu-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. Tot timpul să dea vina pe alții. Alții sunt de vină, nu eu. Da? Și când se oferă oportunitatea de a face ceva mare, să zică, aole, prea multă responsabilitate, lasă că fug. Deci cine are nodul sud în Vărsător, are nodul nord în Leu. Garantat trebuie să ajungeți în poziție de conducere. Garantat trebuie să fiți number one. Garantat trebuie să fiți în față și da, să se spargă toate oalele în capul vostru, că sunteți în față și sunteți șef. Și este bine să vă asumați responsabilitatea. La ce trebuie să renunțe nodul sud în Vărsător? La detașarea emoțională, adică să nu mai fie așa de nesimțitori. Exact asta este cuvântul. Da? Și să se implice emoțional, pentru o cauză, pentru o idee. Pentru că, să știți, leu, chiar dacă este semn de foc, leu reprezintă inima noastră. Și știți, noi avem reprezentarea cu Hristos, care are o inimă care e de foc. Pentru că asta e reprezentarea leului. Leul este inima înflăcărată, iar cei care au nodul sud în Vărsător au tendința să aibă focul din inimă stins și de aceea să fie lipsiți de emoție. Da? Atunci când ai focul din inimă aprins, simți pasiune pentru un lucru, pentru o idee, pentru cei din jur și atunci automat te și implici ca să duci până la capăt acel scop, ca să îi conduci pe ceilalți, să fii liderul lor, să îi duci până undeva unde e bine. Da? Deci aici, cei cu nodul sud în Vărsător, renunțați la această detașare și la frica de a vă implica până la capăt. Că Vărsătorul este semn de aer și aerul plutește, da? nu se împământează, nu bagă picioarele în apă, nu pune picioarele pe pământ. Da? Pe când focul este foc, focul arde peste tot, își asumă totul. Da? Bun, și terminăm și cu ultima zodie, vorbim de nodul sud în Pești. Cei care aveți nodul sud în Pești, înseamnă că aveți nodul nord în Fecioară. Mare atenție la detalii. Bun, acum, din nou, v-am spus, axa Pești-Fecioară este cea mai dureroasă din foarte multe puncte de vedere, pentru că e multă chinuială pe acest drum. De ambele părți, fie dinspre Pești spre Fecioară sau invers. Acum, cine are nodul sud în Pești? Chiar e posibil ca în viața anterioară să fi fost sclav, adică la propriu sclav. Adică într-o situație
foarte dificilă în care nu a putut să facă ceea ce dorea. Nu că nu a putut să-și realizeze visele. Nu, e vorba într-o stare de servitute forțată. Da? De obicei, persoanele care au nodul sod în pești, ori au fost sclavi, ori sunt persoane care s-au detașat foarte tare de planul material și au accesat planul spiritual, dar n-au putut să se ridice complet din el. Adică, cum s-a spune, pentru călugări au avut o practică incorrectă. Adică s-au detașat, dar până la un anumit punct n-a mers, au murit și acum a venit din nou la încarnare. Da? Și de aceea, pentru cei cu nodul sud în pești, nu prea se simt acasă aici în planul fizic. Sunt nerealiști, sunt nepractici, au tendința să fie foarte visători, foarte prinși în planul spiritual sau în propria imaginație și de aceea li se dă ca și destin nodul nord în fecioară, să fie atenți la toate detaliile vieții, adică detaliile mici, gen nu uita să-ți faci și returile sau nu uita să-ți faci de mâncare, nu uita să scoți gunoiul, adică vorbesc serios, lucrurile cele mai mici și cele mai evidente ale vieții. Și da, este foarte greu pentru ei să aibă atenție la detalii. Dacă nu aveți atenție la detalii, tendința este să repetați ceea ce ați făcut viața trecută, adică să ajungeți la mila altora, cum se spune. Și nu vreau să vă sperii sau așa, dar am auzit multe relatări de la clienți din această axă nodală și vă spun că nu sună deloc bine. Cei care nu intră în destin și rămân pe nodul sud în pești, chiar au parte de vieți foarte dureroase și de pierderi enorme. Inclusiv, exact așa cum am spus, să ajungă la cheremul altora. De aceea, fiți atenți în detaliile mici. Gen, când semnați un contract, dacă este în avantajul vostru, când mergeți pe stradă, să treceți pe verde, nu pe roșu. Detaliile mici ale vieții pot să facă sau să desfacă destinul unei persoane cu nodul sud în pești. Da? Deci, la ce trebuie să renunțați, cei care aveți nodul sud în pești, renunțați la lipsa de control. Nu ziceți, nu mă pricep, nu am atenție. Da, nu aveți, trebuie să vă faceți, trebuie să o munciți. Dar dacă o faceți din lucrurile mici, zi de zi, puteți să vă puneți reminders, puteți să vă puneți, cum îi spune, oricum vă trebuie o agendă. Nu este ușor, da? Cine are nodul sud în pești are una din cele mai provocatoare destine. Nu pot să zic cele mai grele, pentru că toate destinele sunt grele dacă nu vrei să sacrifici nimic, da? Dar voi îl aveți provocator pentru că trebuie să vă învățați să vă focusați toată atenția într-un singur loc, să nu fiți peste tot. Și de asemenea, este o lecție materială, trebuie să învățați să vă împământați. Deci, dacă voi aveți nodul sud în pești sau o persoană apropiată a voastră are nodul sud în pești, este bine să o ajutați să se împământeze. Adică la propriu, lucrați cu pământul, lucrați în grădină, puneți mâna pe pământ cât mai mult. Deci, fizic, faceți lucrurile din casă. Dacă aveți un copil care are nodul sud în pești, dați-i treabă de făcut. Și nu, să nu folosiți scuza, păi da, oricum se concentrează, că uite, mi-a spart vasele, ultima dată l-am pus să spele vase, mi-a spart două vase. Da, puneți-i în continuare, puneți-i consecințe până când se învață. Da? Pentru că majoritatea nu sunt împământați corect, nici nu sunt așa jumătate în afara corpului. Și de aia nu au dexteritate manuală, apropo. Dar asta nu înseamnă să nu pune să facă treabă. Puneți în continuare să facă treabă până când le iese. Pentru că asta este destinul. Să învețe să capete control asupra corpului fizic, asupra dexterității manuale și după aia control asupra vieții lor. Să nu uite să-și plătească chiria. Să nu uite să facă bani de rată. Da? Deci chiar așa discutăm aceste aspecte. Bun. Acum am terminat de discutat despre nodul sud pentru noi, pentru fiecare din noi. Sper că vă este de folos să vă gândiți, pentru că aveți și emisiunea care explic nodul nord. Acum am zis că tot timpul am pus accent pe nodul nord. Așa este, că ăsta este destinul nostru. Dar să vedeți și cealaltă parte, nodul sud, ce se întâmplă, ca să aveți echilibru în toate. Și așa că vă zic că ar fi bine să revedeți și emisiunea cu nodul nord, să le faceți împreună, să le puneți împreună și să vedeți cum puteți voi să profitați cât mai bine, la ce să renunțați și ce obiceiuri noi să
să puneți în viața voastră. Da? Așa. Bun. Acum vom discuta. Am discutat de nodul sud pentru noi toți. Acum haideți să discutăm și de nodul sud pentru România noastră, că ne interesează și la nivel de neam. Oare de ce suntem în starea în care suntem? Și stați o clipă ca să dau un screen share. Noi am vorbit despre România, despre destinul României, soarta României, astrograma României, tot am vorbit. Am tot încercat și încerc în continuare să spun din toate punctele de vedere orice informație se poate ca să avem cât mai mare claritate. De ce? Că poate o schimba și noi ceva înspre bine. Da, poate acum în al 12-lea ceas, care de fapt e aproape al 13-lea, poate măcar să ne clarificăm de ce nu merg lucrurile. Da? Acum, ia să vedem. În baza ce am învățat noi acum, uitându-ne pe astrograma României, care este pentru 22 decembrie 1989, care încă este valabilă și anul acesta, dar nu pentru mult timp. Da? Ne uităm. Destinul nostru, nodul nord, este învărsător în casa 10. Asta am discutat în emisiunile anterioare. Care este problema noastră? Nodul sud în leu. Și se pare că aici aflăm care e problema românilor. Păi nodul sud în leu este orgolios. Nodul sud în leu zice să moară și capra vecinului. Și nodul sud în leu zice lasă să fie pentru mine, nu mă interesează pentru ceilalți. Nu știu, dacă sună cunoscut acest gen de comportament, care s-a generalizat și în instituții, și pe acasă, și pe oriunde nu este familia noastră biologică, apropo de nepotisme, haideți să ne mai gândim încă o dată, pentru că noi, dacă am vrea ca neam să putem să scăpăm și de karma negativă pe care o avem. V-am spus, am făcut emisiune specială despre Jupiter retrograd în rac. De ce noi nu avem parte de bani și de bunuri? Pentru că am fost prea mândri, prea orgolioși, am avut foarte mult și nu am prețuit. Asta am făcut noi în viața anterioară. Iar acum, de-aia ni se duc toate în mâinile străinilor. Și noi cu ce rămânem? Cu orgoliu. Că am fost și că am dres. Păi da, dar am fost și am dres, dar acum cine suntem? Singura variantă de rezolvare benefică a astrogramei României ar fi, în primul rând, și asta am zis-o de multe ori în emisiuni, să începem să ne reîmprietenim unii cu alții, nu să moară și capra vecinului. Vărsătorul e prietenos, este foarte individualist, dar vrea să fie bine și la ceilalți. Da? Iar la noi e fiecare pe cont propriu. Asta ca să știți de ce am ajuns, unde am ajuns. Din cauza aceasta, nimănui nu i-a apăsat că țara se duce de râpă. Că degeaba a apăsat la 2-3 dacă ea nu s-a unit să facă ceva până acum. Iar acum, da, s-a unit lumea, dar e al 12-lea ceas. Ok? Eu nu vă spun asta acum ca să vă supărați, să vă disperați și să ziceți vai, 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 aoleu, o să murim toți. Nu există așa ceva. Da? Eu doar vă spun că, na, astrograma unei țări ține destinul a milioane de vieți în șah și e bine să înțelegem anumite lucruri. Măcar poate nu le mai repetăm data viitoare pe viitoarea astrogramă a României. Da? Măcar atât. Să fim conștienți de pe acum. Bun. Ce ar fi bine să facem oricum, chiar dacă astrograma asta nu mai ține mult? Nodul sud în leu. Să renunțăm la orgoliu. Știți, mai este o vorbă românească și o să o spun, capra ruioasă ține coada sus. Despre asta este vorba. Ce contează cine am fost, dacă am fost, cum am fost, contează cine suntem acum. Da? Valoarea pe care o ai este dată de ceea ce faci în prezent. Cu bănuții pe care îi ai, cu familia pe care o ai, cu prietenii pe care îi ai. Nu trăiești din amintiri. Da? Leu zice, păi am fost mare și tare la 20 de ani. Păi da, dar acum că ai 40, nu mai ești mare și tare. Laudă-te acum, de ce ai făcut acum? Da? Deci, de aceea, vărsătorul lucrează în timp real. Se conectează în timp real la oameni. Are relații de prietenie, de amiciție și îi place să lucreze pentru un scop comun. Și v-am mai spus, stați să formulez corect. Salvarea nu o să vină de la cei mari pentru țara noastră, ci de la cei mici care învață să se reîmprietenească. Atât. Despre asta este vorba. Ok?
Și cum știm dacă noi ca nație suntem pe nodul sud sau pe nodul nord? Că se vede. Păi hai să vedem cum stăm cu finanțele. Pentru că la noi punctul nevralgic este aici, pe casa banilor, pe casa bunurilor, produsul intern brut și toate bogățiile pe care le are țara noastră. Cumva am rămas fără ele? Păi asta înseamnă că nu suntem în destin. Așa să știți că se vede și într-o astrogramă natală. Dacă vă întrebați voi, oare eu sunt în destin sau nu sunt în destin? Păi se vede. Dacă sunt exacerbate lucrurile negative în viața ta, înseamnă că nu ești în destin. E valabil și pentru țări. Dacă vedem că se manifestă lucrurile rele, înseamnă că noi nu ne facem treaba. Și atunci, haideți că dacă am fi mai... Că e și Paștele, da? Sacrificați orgoliul pentru prietenie, pentru bună înțelegere, pentru colaborare, de fapt. Ok? Nu trebuie neapărat să fii cel mai bun prieten cu cineva ca să colaborezi, dar măcar să ai bună voință. E vorba de bună voință, ok? Haideți să avem bună voință, că asta e o calitate și creștinească și asta, da, face bine la absolut toată lumea, indiferent de destinul pe care îl are. Ok? Haideți să vedem ce avem de învățat anul acesta. Tot așa din prisma nodului sud. Eu v-am spus în decembrie, când am discutat despre o poveste foarte frumoasă, că destinul țării noastre este nodul nord în taur. Să fim foarte atenți la bănuți. În general, și cu bănuții țării și cu bănuții noștri. Da? Adică este o lecție, testul se dă pe parte material-financiară, pentru toți, și pentru cei mari și pentru cei mici. La ce trebuie să renunțăm? Uitați, nodul sud este în Scorpion. Să renunțăm să ne mai întrețină alții sau să renunțăm să ne mai întreținem din împrumuturi. De-aia v-am spus și în ianuarie și în februarie și cred că și în martie, fiți atenți, nu vă împrumutați. Tocmai ca să nu activăm acest nod sud în Scorpion. Nu vă împrumutați în general, nici de la mama și de la tată. Încercați să fiți autosuficienți cu bănuții pe care aveți. Aveți 5 lei? Foarte bine, cheltuiți doar 4, să rămână unul în plus. Nu contează dacă aveți bănuți mult sau puțin. Că să știți că dacă vă descurcați cu 5 lei, vă descurcați și cu 50 de lei. Dar dacă nu vă descurcați cu 5 lei, nu o să vă descurcați nici cu 1 milion de euro. Ok? Bun. Deci, anul acesta vă invit cu toată bunăvoința, haideți să sacrificăm nevoia de a fi ajutați de ceilalți. Nevoia de a ne baza financiar, material pe ceilalți. Atât ca populație, cât și ca țară. Mă rog, cer ceva aproape imposibil, dar eu vă zic din hartă. Măcar așa poate vă explicați și voi niște lucruri. Și înțelegeți mecanismul. Că, dat fiind că noi, din păcate, suntem foarte îndatorați, da? Asta am spus din astrograma pe anul trecut a României, cred că octombrie sau noiembrie, înainte să se termine, să tragem concluzia. Ok? Noi avem nodul sud foarte activ în momentul de față. Deci mai mult se întâmplă lucrurile mai puțin benefice din astrogramă decât alea benefice. Totuși, nu vă panicați, nu vă îngrijorați, ce este scris să se întâmple, se întâmplă. La nivel de țară mă refer. Dar la noi, pentru fiecare dintre noi, există o astrogramă solară, adică previzională pe anul în curs. Toți avem una. Da? Și să știți că la majoritatea românilor, mă refer la oameni, da? Nu mă refer la țară, nu mă refer la bunurile țării. Da? La noi, românii, majoritatea astrogramelor pe care le-am văzut până acum pe anul în curs arată destul de decent. Adică arată că avem bănuți să trăim, avem bănuți să mâncăm și să o ducem, din nou, decent. Ăsta este cuvântul. Nu prea am văzut îmbogățire pe anul acesta, că nu se poate. Nu se poate nici la nivel global, nu se poate îmbogățire, n-ai cum. Dar ai cum să trăiești decent. Da? Ca și țara, da, va avea pierde. Dar asta v-am spus-o. Și din asta ce trebuie noi să învățăm? Din nou, să fim mai prietenoși. Să ne conectăm unul cu ceilalți. Că v-am mai și spus, o țară când se împarte teritoriile, da, țara se împarte în bucăți, înseamnă că ruptura în plan sufletesc, între membrii acelei țări, în poporul acelei țări, s-a făcut de foarte mult timp. Și ruptura aia sufletească se numește să moară și capra vecinului. Dacă vreți, după ce țara noastră oricum va fi decupată în bucățele, să se refacă la loc,
prin prietenie, prin reîmprietenirea cu celălalt și prin colaborare. Da? Nu unul să tragă hăiți și unul cea, cum se spune. Da? Bun. Acum, România noastră. Ce vom învăța noi pe anul acesta? Dacă ne uităm pe harta compozită, acum, concluzia acestui an, eu vă zic cu dacă. Dacă nu învățăm să fim mai independenți de bănuții altora și de împrumuturi și ne încăpățânăm în continuare să rămânem în zona de confort, adică nodul sud, și să ne împrumutăm, las că merge și acum să mă împrumut, las că se împrumută și țara asta, e ce să facem, ce se întâmplă? Păi nodul sud aici se mută în balanță și balanța nu prea are niciun cuvințel de spus în fața celorlalți. Da? Balanța îi servește pe ceilalți. Nu poate să pună nicio condiție balanța. Da? Deci mare, mare atenție. Și unde nu poate să pună nicio condiție balanța? În casa a cincea. Adică în fața partenerilor noștri străini. Ambasadorilor străini. Care ne pot cere anumite lucruri. Ambasador străin, adică are țărilor străine, ale structurilor suprastatale străine. Nu să putem să le spunem nu. Că balanța nu știe să spune nu. Balanța este, cum se numește, un yes man. Știe să spună doar da. Dacă ne ajută Dumnezeu și ne dă câteva miracole, ori 20 de milioane cât suntem în România, nu știu, nici nu mai știu cât suntem, așa, poate că activăm nodul nord care este în berbec și în casa 11. Adică învățăm să fim pe picioarele noastre, să nu acceptăm ajutor din partea altora. Dacă berbecul e foarte egoist, berbecul zice, băi, n-am nevoie de banii tăi. Lasă, am eu 5 lei, dar sunt 5 lei ai mei. Da, nu-mi trebuie 10 lei de la tine, mă descurc eu cu ce am. Pentru că berbecul e orgolios. Da? Și nu suportă. Ce să mă ajut tu? Lasă că eu mă ajut singur. Ar fi bună atitudinea asta, să știți. Mai ales dacă ar fi implementată, că ne uităm aici la casa 11, de cei din, cum îi spunem, inițiativele civice. Iarăși, vedem că inițiativa civică e importantă și anul acesta și da, are un cuvânt de spus. La fel cum avea și anul trecut. Da? Deci, ar fi bine dacă am reușit să ne sacrificăm comoditatea și tendința de a spune da la orice ne cer cunoscuții noștri străini și să zicem, lasă, am eu puțin sau sunt pe minus, dar lasă că fac eu banii aceia. Da? Noi ca și populație ce putem face? V-am spus, nu vă împrumutați, nu aveți nevoie să vă împrumutați. Fiți cât mai, trăiți poate mai modest. Încercați, din nou, vedeți, dacă faceți exercițiul pe care vi l-am spus, să vedeți ce vă mai trebuie, ce nu vă mai trebuie. Ia vedeți că o să vedeți, poate reduceți din cheltuieli, poate vă dați seama, stai o clipă, dar poate nu mai am nevoie de abonament la nu știu ce canal, că nu mă mai uit la ala de 3 luni sau de 6 luni. Da? Uite, ați pus 4-5 euro deoparte, 10 euro deoparte și uite așa, pic cu pic se adună. Da? Deci nu înseamnă să trăiți în austeritate. Doamne ferește! Nu, faceți curățenie și vedeți. Mai aveți nevoie de lucrul respectiv? Mai aveți nevoie de obiceiul respectiv? Tocmai ca să puteți să împușcați mai mulți iepuri deodată. Adică să vă face și vouă un bine pe partea de destin și să vă ușurați la buzunar. Da? De ce nu? Iar acum mai am încă un lucru pe care vi l-am promis. Am văzut cum stă treaba cu țara noastră. Haideți să vă spun și tranzitele, că v-am promis la sfârșit că ne uităm pe tranzitele lunii aprilie. La fel o să dau un share screen. Ok. Așa. Acum este bine să fiți atenți și cu imaginația deschisă ca să înțelegeți metafore. Pentru că n-am cum să vorbesc decât în semi-metafore. Așa. În primul rând, ne uităm buba cea mai mare, Lilith. Îl vedem, acesta este Lilith. Pe unde se plimbă din aprilie? Și vedem că, uitați, se plimbă foarte frumos toată luna aprilie, cam prin casa a treia. Se duce, se întoarce, dar pe casa a treia. Ce înseamnă asta, Lilith pe casa a treia? Păi, Lilith dă cu virgulă pe partea de comunicare, mass media, învățământ, transporturi, da? Și când este Lilith în leu, înseamnă că cineva nu-și asumă responsabilitatea pentru acele domenii.
Și atunci, poate o să avem știri sau acuzații sau informații pentru care nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Sau apar știri despre anumite evenimente despre care nu-și asumă nimeni responsabilitatea, deși s-au întâmplat acum un an sau doi ani. Da? Și toată lumea știe cine ar fi responsabil, dar domnule, ei nu sunt responsabili. Da? De asemenea, și pe partea de învățământ. Poate să fie anumite discuții, anumite polemici și nimeni nu e de vină. Totul merge perfect. Da? Ar fi bine când avem Lilith prin pasager prin casa a treia să fim atenți la ce auzim, la ce citim, pentru că Lilith întotdeauna dă cu virgulă. Ok? Bun. În același timp, deci asta e pentru luna aprilie. Așa, să revin. În același timp, vedem că soarele, totuși e un lucru bun. Soarele este în casa 11-a. Da? Și o să rămână în casa 11-a până la începutul lui mai. Este un timp propice pentru inițiativele civice, pentru acțiunile inițiativelor civice. Poate cu mai mult curaj, pentru că avem aici și un Jupiter în berbec și un Chiron în berbec, adică ni se spune, e bine să fie cu curaj, pentru că o să fie auzite. Poate nu o să apară în presă, că de-aia e Lilith prin casa a treia. Da? Dar, cum îi spunem, e un timp propice pentru inițiative civice. Acum, în începutul lunii mai, o să fie interesant. Și aici ar fi bine tot să fim atenți la începutul lunii mai. În general, adică și în viața noastră personală și așa, atenție în general la ce se va întâmpla atunci. Pentru că avem o conjunctură interesantă. Soarele intră puțin în casa lucrurilor mai secrete, care acționează mai din ascuns. Și în același timp trece și Marte prin casa a doua și face o conjuncție cu Lilith. Să vedem ce fel de achiziție se va hotărâ atunci să se facă. Pentru că din banii noștri, bineînțeles, adică despre asta e vorba, din banii publici, se va face o achiziție destul de păguboasă. Eu am crezut prima dată, am citit o știre acum două zile, România a achiziționat câteva jucării de-astea mai voluminoase care merg pe șenile și ori este această achiziție de care este vorba aici și s-au grăbit să o facă cu o lună înainte, ori ceea ce urmează să fie achiziționat sau, nu știu, fondurile care vor fi puse, vor fi date spre folosire, vor fi în același domeniu în care au fost achiziționate jucăriile de acum câteva zile. Și dacă cumva nu este această achiziție, va fi una și mai mare. De parcă noi am avea nevoie de așa ceva. Dar, mă rog, este un aspect, apare aici, eu doar vă spun. Altfel, poate să arate tot o pierdere din specifică casei 2. Care, casa 2 cu ce se ocupă? Păi, banii publici sau resursele solului, resursele României. Poate că, nu știu, se mai vinde la preț foarte redus încă ceva din avutul nostru comun. E un aspect și pentru noi poporul, da? Adică ce puteți face voi? Că sunt unele lucruri pe care noi nu le putem face și de aia nici nu ne interesează. Dar ce putem face noi? Mare atenție la cheltuieli. Vedeți ce faceți mai ales la începutul lui mai. Pe de altă parte, intrând Marte în casa a doua, în afară de, vă zic zilele, zile care nu sunt propice deloc, din 25 aprilie până 6-7 mai, fiți foarte atenți ce faceți cu banii ce investiți, cum investiți. După aia, din 7 mai, haide 10 mai să spunem, da? Până pe 24 mai, este foarte bine să-i dați bice dacă vreți să vă faceți afaceri personale. Ok? Pentru că Marte se înțelege bine cu casa a doua, după astrologia tradițională, nu-mi săriți în cap, după astrologia modernă, nu, dar după astrologia tradițională, da. Și să știți că astrologia tradițională
are mai mult adevăr, poartă mai mult adevăr decât astrologia modernă. Da? Deci puteți să profitați de acest Marte în casa a doua, chiar dacă este slăbuț, pentru că este în rac, dar puteți să acționați în domeniul financiar, în cum îi spune, pentru beneficiu vostru. Da? Așa. Bun. Și încă un lucru interesant. Ne uităm puțin pe casa a 10 și revenim la începutul lunii aprilie. Vă reamintesc ce am spus și la începutul emisiunii, Saturn a schimbat semnul, da? Îl vedem pe Saturn aici, a schimbat semnul din vărsător în zodia Pești, acum la sfârșitul lui martie. Și vedem că a făcut această schimbare unde? Păi fix în casa 10, adică la conducerea României, la guvern. Casa 10 reprezintă guvernul. Deci, vă spun ce scrie în astrogramă, nu ce se vede. În astrogramă înseamnă că, de pe la sfârșitul lui martie, începând de pe acum, Saturn a intrat în Pești, adică s-a schimbat ordinea acolo în guvern. Dar noi nu o vedem. Nu vedem această schimbare. De ce? Pentru că Saturn este în zodia Pești, nu e în domiciliu, dar este într-o poziție de putere, că este primele 9 grade ale zodiei Pești, adică păstrează aparențele. Și ca să vă explic într-un mod foarte plastic ce se întâmplă acum, știți, atunci când un om de fapt este mort, dar este ținut în viață cu ajutorul aparatelor, zicem că este viu sau este mort? Cam așa se manifestă Saturn în Pești în aceste prime grade. Adică situația s-a schimbat radical, dar în afară nu se vede și este susținută această fațadă, să nu se vadă faptul că s-a schimbat radical modificarea, da? Știi cum era să schimba modificarea. E un lucru interesant, nu știu dacă este bine, nu știu dacă este de rău, ideea este că acolo o schimbare s-a produs, dar nu se vede, pentru că Saturn, adică nu se vede public, pentru că Saturn până depășește 10 grade o să facă decembrie, dacă apucăm decembrie pe astrograma aceasta. Da? Acum, dragi concetățeni, v-am spus și lucruri interesant, curiozitatea, dacă vreți să-i spunem așa, ce trebuie să faceți voi? Ce ține de voi? Mare atenție la portofele, mare atenție la cheltuieli și de-aia este bine să aveți inițiativă. Uite acum, după Paște, puteți să începeți să aveți inițiative și să acționați în interes propriu ca să faceți bani într-un mod cinstit, bineînțeles. Așa, iar în al doilea rând, cei care doriți să faceți ONG-uri, asociații sau lucrați și aveți treabă cu inițiativele civice, dați bice, pentru că aveți aspecte foarte bune. Iar concluzia, atenție la ce auziți, la ceea ce vedeți, pentru că Lilith prin casa a treia, v-am spus, aduce distorsiuni, nu aduce neapărat adevărul. Valabil asta și pentru viețile voastre personale. Nu tot ce auziți despre prietenii, iubiții, familiile voastre sunt neapărat lucruri adevărate. Cercetați înainte ca să aruncați cu piatra. Valabil aici și în spațiu public. Cercetați înainte să ziceți, aha, Xulescu a greșit. Că e posibil să fie aruncat la înaintare, dar să nu fie acela adevărul. Da? Deci, dacă sunteți precauți, dacă sunteți de bun simț, nu aveți probleme. Și acum, ca să concluzionez într-un mod frumos și corect, adică eu vă spun adevărul, eu nu vă mint. Da? Adică avem provocări ca și țară, dar țineți cont de un lucru. Karma României e bazată doar pe pierderi materiale. Și cam atât. Noi ca și popor, cred că am mai spus asta, dar repet. Noi ca și popor, noi nu suntem popor de cuceritori. Și acum, aveți temă de casă. Faceți listă cu toate țările care au fost cuceritori. Începând de țările din vestul Europei, da? Și America. Gândiți-vă la imperii, Imperiul Britanic, ok? Marile imperii. Așa, și vedeți cam ce vi se întâmplă acum. Că sunt foarte destabilizate. De ce? Pentru că s-au dus pe unde nu aveau treabă. Au cucerit, n-au stat în spațiul lor și nu numai că au cucerit, dar cum au cucerit? Au cucerit prin violență. Au transplantat oameni de acolo, i-au făcut sclavi. Adică au avut niște comportamente foarte dictatoriale. Și să știți că karma asta se întoarce.
Uitați-vă și vă rog frumos, analizați ce se întâmplă în vestul Europei. Acum, în momentul de față, ok, Germania, Austria, țările, mai ales țările de nord, da? Nordice, pentru că și ele au fost mare imperiu. Ok? Și după aia revenim la noi, noi nu, nu ne-am dus peste nimeni, cum era și asta în poezie, că noi doar ne-am apărat teritoriul. N-am făcut noi alte chestii, adică na, că am fost mândri orgolioși, dar uitați că n-am dat în cap la nimeni, cum se spune. Da? Doar am stat să ne apărăm locul desemnat. Datorită acestui lucru, să știți că ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și ce se va întâmpla, nu o să lovească țara noastră atât de virulent cum lovește alte țări. V-am spus, și noi avem karma noastră și noi le avem pe ale noastre, dar la noi nu o să fie cum va fi în alte părți. Adică, dacă mai știți și profețiile lui Părintele Arsenie Boca, cu zidul de foc care va fi în jurul României. Să știți că zice bine Părintele Arsenie Boca ceea ce spune. Și asta se susține și din punct de vedere karmic și din punct de vedere astrologic. Știți, noi avem de pierdut doar bunuri materiale. Repet, bucurați-vă de acest lucru. Și la fel și la voi în viață. Bucurați-vă când aveți doar o pierdere financiară sau materială. Bucurați-vă că ați scăpat ieftin. Banii se fac, bunurile se fac. Da? Dar când pierzi sănătatea sau pierzi pe cineva iubit sau pierzi o relație, aia e grav. Ok? Deci, din nou, noi ca și români avem o karmă de a pierde lucruri materiale. Eu nu zic că e de bine, dar am scăpat cel mai ieftin dintre toți. Bucurați-vă de acest lucru și încercați să remediați cât se poate în viețile voastre ca să vă fie bine. Da? Din nou, noi românii avem probleme cu bănuții. Nu știm să gestionăm bănuții. Nu avem atitudinea corectă față de bănuți, față de bunurile noastre. Repet, faceți-vă listuța cu sacrificiu, care, încă o dată, vă repet, cred că a șaptea sau opta oară, sacrificiu înseamnă dai ceva și primești ceva în schimb. Adică schimb ceva în altceva. Nu înseamnă pierdere. Dacă pierdeți, ați făcut o pierdere și nu primiți nimic în schimb, înseamnă că ați fost fraieriți. Da? Bun. Așa. Deci, încă o dată, cu hârtiuță, stați o oră, vedeți ce aveți de eliminat din viața voastră, de transformat. Da? Poate vă uitați o oră la televizor, la un serial care nu vă mai este de folos. Folosiți ora aia ca să vă uitați tot la televizor, dar uitați la emisiunea noastră, da? Sau la alte emisiuni, care vă îmbogățesc spiritual, da? Adică faceți ceva cu timpul vostru ca să vă îmbunătățiți. Schimbați-vă obiceiurile, nu subestimați lucrurile mici, că din lucrurile mici vine schimbarea cea mai mare. Până și în Biblie scrie, dacă o să fiți credincioși în lucrurile mici, o să fiți credincioși în lucrurile mari. Adică dacă reușiți să faceți chestiile mici alea de bază, să-ți legi de fiecare dată șireturile, să duci gunoiul de fiecare dată la timp și să-ți plătești facturile, să fii ordonat cu viața ta de zi cu zi, atunci da, poți face și lucrurile mari. Casa a șasea, casa obiceiurilor zilnice, să știți că asta este cea mai grea casă din toată astrologia. Pentru că se ocupă cu lucrurile mici, care nu se văd și ne iau jumătate din zi. Da? Ok? Dacă acolo schimbați lucrurile, garantat o să ajungeți de succes, adică să vă îndepliniți destinul. Că asta înseamnă să devii om de succes. Nu să ai bani, nu să ai faimă. Unii trebuie să aibă bani sau faimă. Deci să nu mă înțelegeți greșit. Unii trebuie să ajungă director de lans hotelier. Că așa scrie hartă. Da? Așa e destinul lor. Exact, pentru că e destinul lor. Dar succesul pentru fiecare dintre noi poate fi atins pentru că, de fapt, înseamnă să fim fericiți cu adevărat, să ne atingem apogeul, să avem ceea ce dorim cel mai mult. Unii ne dorim cel mai mult o familie. Sau, cel mai mult, ne dorim o meserie. E, dacă sunteți în destin, garantat aveți parte de succes. Și, cu acestea fiind spuse, vă urez să aveți o primăvară cât mai de succes, faceți curățenie de primăvară nu doar în casă, ci și în mintea voastră și în inima voastră și tot o să fie ok și cu Dumnezeu înainte. Da, și noi îți mulțumim, Georgiana, pentru această emisiune, pentru felul tău direct de a ne explica. Ne-am obișnuit, să știi, cu acest mod de a ne explica.
Vreau să le reamintesc prietenilor noștri că te pot găsi pe pagina ta de Facebook sau 0726-861-669. WhatsApp. Pe WhatsApp, pe Facebook nu intru prea des. WhatsApp. Un mesaj de pe WhatsApp, am spus. Așa. Da. Mesaje, adică îmi scrieți, nu mă sunați că sună ca la centrală. Mesaje și da, vă răspund. Ok, răspund. Te așteptăm, bineînțeles, când dorești, când îți faci timp după... Da, după curățenia de primăvară, după ce v-ați făcut curățenia de primăvară, garantat revin, dar să vă faceți. Da? Ok? Ei. Și o să discutăm și de alte lucruri interesante, tot așa, cât mai utile, ca să ne îmbunătățim viața, să trăim și noi cât mai relaxat, nu? Uite, aveam niște întrebări, mi-am adus aminte, de fapt am dat un pic înapoi la penultima emisiune și te întrebau... câțiva doritori dacă tu faci cursuri de astrologie, dacă ei pot să vină la cursuri. Da, da, fac, adică am făcut, în momentul de față am sistat cursurile pentru că le-am refăcut de la zero și da, pe viitor voi ține cursuri, dar vreau să fie un format puțin diferit și cât mai ușor și cât mai util, că nu toți o să vă faceți astrologi profesioniști, dar eu vreau ca la cursurile mele când veniți, absolut oricine vine să poată să meargă acasă cu informații folositoare și extrem de utile. Dacă v-am zis, nu o să vă faceți toți astrologi. Doamne, cât de mult trebuie să înveți pentru a te face astrolog. Și... Deci, da. Să aștepte și o să ne comunici atunci când... Exact. Cel mai sigur după jumătate de an. Adică nu stau degeaba, lucrez, vreau să duc lucrurile la următorul nivel, să fac un conținut foarte bun pentru toată lumea, mai aveți puțin tică răbdare că nu dispar nicăieri. Da? Și de-aia și încerc să dau cât mai multe informații aici la doamna Olga, tocmai că da, e ca și un curs de astrologie, dacă vă gândiți. De fiecare dată noi discutăm ceva și avem aplicabilitate practică, deci e la fel ca și un curs. Da? Luați-o deocamdată așa, că după aia vine timpul ca să facem și cursuri la sală și o să vedeți ce strictă sunt acolo, da? Poate nici nu o să vezi de cât de strictă sunt, da? Îți mulțumim. Deci facem. Și de astrologie și de tarot. Da, sunt o singură persoană. Da, trebuie să fac și eu lucrurile pe rând. Da? Dar nu uit și nu las deoparte. Da? Așa că cu răbdare, celui care are răbdare, Dumnezeu îi dă. Da? Deci încă puțin pică răbdare să aveți cu mine și o să avem și cursuri și tot ca să vă ajute cât mai mult. Da. Mulțumesc tare mult și îți doresc să ai sărbători fericite, să uite, vine Duminica Florilor, să ai o sărbătoare frumoasă, luminată, încărcată de bucurie. De fapt, le doresc tuturor prietenilor noștri să aibă sărbători minunate. Încă o dată mulțumesc pentru această seară. Dumneavoastră vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. O seară minunată. Mulțumesc mult! La revedere! Vă pup!